La prima vedere, turnul lui Ștefan, acest monument istoric emblematic pentru județul nostru, a avut ieri de suferit în urma unei descărcări electrice. Comisia pe care am instituit-o prin ordine de prefect s-a întâlnit astăzi la fața locului. S-a constatat că toată instalația electrică trebuie refăcută. Trebuie să subliniem încă o dată importanța instalațiilor de supratensiune, paratrăsnet, care a existat și a funcționat în cazul de față, pentru că altfel s-ar fi putut ca pagubele să fie mai mari. Obiectele de patrimoniu n-au suferit, mai rămâne doar ca niște specialiști de la ISC, în cursul zilei de astăzi, să verifice încă o dată dacă există probleme la partea de structură. Ulterior vom emite niște documente pentru a încerca să alocăm fonduri, atât Direcția pentru Cultură, cât și noi, Prefectura, astfel încât cât mai rapid să putem să redăm circuitului acest simbol al orașului Pietraneț. În urma vizitei pe care cei de la ISC astăzi o vor face în teren cu un specialist structurist, vom determina dacă mai e necesară protejarea locului și interzicerea accesului în jurul monumentului și vom ști exact cât mai poate el fi vizitat, în ce condiții și cam cât timp va dura până vom obține fondurile necesare reparațiilor. Ieri la 15:10 eram în biroul meu și s-a simțit foarte tare acel trăsnet. Am fost conștient că nu, doar la rețelele de telefonie ceva din ce am înțeles în clădirea Palatului Administrativ. Asta a mai rămas din el. Asta a fost fereastra. Aveți astea. A fost geam frumos și ăsta a zburat și ăsta. Acolo distrusă. Și aveți aici unde s-a dus zidăria asta superficială. Unde? Acolo. Aha, acolo. Da, știți cum se duc, cum s-au dus sus, cum merg cablurile în sus. Cablurile care și-au dat drum. Vă dați seama de ce s-au fost prinse pe perete? Uitați-vă că se văd urmele de la șuruburi, da? Deci aici au fost canaletul și aici le-a prins. Da, e de spus că ISU Neamț face verificări anuale sau controle anuale la unitățile de cultură din județul Neamț și a fost inclusiv acest obiectiv în cursul anului 2022, acum o lună, două. La data verificării existau documente care să justifice verificarea acestor instalații de paratrăsnet cu firme autorizate. Iar efectele finale, zic eu că aduc în atenție importanța acestei instalații și faptul că ea a funcționat. Din fericire, dacă ne uităm la toate clădirile aflate pe platoul Curții Domnești, sunt echipate cu astfel de instalații, dar bineînțeles că în momentul în care e să aleagă, este ales clădirea cea mai înaltă, respectiv turnul lui Ștefan. Ea are coborârea pe interior și a afectat și toate instalațiile electrice din interiorul acestei construcții. Dacă, de asta ideea este că instalația în sine preia din atmosferă descărcarea și o conduce în pământ. Dacă nu are cine să o preia, ar fi fost poate instalația electrică clasică, dar nu ar fi putut să o conducă mai mult de un metru sau și mai puțin și toată energia respectivă ar fi rămas la nivelul turlei sau la nivelul acoperișului și cred eu că ar fi fost șanse foarte mari de un incendiu. O evaluare a pagubelor produse de aceste fenomene meteo extreme și vom încerca să depunem documente pentru obținerea unor fonduri în vederea repararii acestor daune. Există și acest fond de solidaritate al Uniunii Europene care se derulează la nivelul Ministerului Finanțelor și pentru care putem să depunem permanent tot cursul anului solicitări și chiar le-am spus celor de la Complexul Muzeal Județean și trebuie să luăm legătura și cu parohia pentru că este proprietatea dumnealor, să depună aceste cereri și documentele aferente, ca să putem să-i ajutăm. Da, sunteți un om cu experiență și de regulă orice intervenție la monument durează. Da, dar există acum cu noile modificări legislative și posibilități de intervenție mai puțin, să spunem așa, care durează mai puțin în timp, adică există avize care se dau mai repede, fără comisii, în regim de urgență și atunci intervenția se va putea face în timp util, pentru ca monumentul să-și recapete aspectul și atracția inițială.